Există o locuință pentru care nu plătești factori la întreținere și în care îți poți cultiva legume chiar în sera din living. E locuința viitorului, construită de 70 de studenți români. E un proiect pentru cea mai mare competiție de profil din lume. Dar și casa și studenții ar putea rămâne blocați în București. Au nevoie de mai multe tiruri pentru a transporta casa până la Versailles, în Franța. Și asta costă. Casa naturală sau casa solară este un vis transformat în realitate. 70 de studenți români de la arhitectură, mediu și inginerie o construiesc. Este locuința perfectă cu zero facturi lunare. Curentul electric este produs pe acoperiș, iar căldura este dată de pereți. Nu există calorifere. Noi folosim pentru a încălzi și a reci casa niște panouri cu serpentine în interior, care transmit agentul termic. Apa este colectată de la ploi, tratată și apoi refolosită. Casa va avea o seră de legume sau flori în living. Ca o premieră mondială, noi folosim această seră și bioclimatică și din punct de vedere productiv. Asta înseamnă că în timpul iernii noi vom folosi acel efect de seră despre care toată lumea crede că este nociv, îl folosim într-un scop bun și acela de a preîncălzi aerul. Cum nu au voie să folosească niciun material care dăunează mediului, casa este destul de scumpă, 100.000 de euro. Dacă avem toate elementele prefabricate, adică cam în stadiul în care suntem acum, în 9 zile va fi asamblată complet. Studenții au înscris această casă la cel mai mare concurs internațional al caselor viitorului. România este singura țară din Europa de Est calificată în finală alături de alte 16 țări, printre care și Japonia, Statele Unite ale Americii sau Elveția. Olimpiada solară va avea loc la Versailles, însă studenții sunt blocați în România. N-au cum să ajungă acolo. Le-ar trebui 9 tiruri pentru a transporta casa și alți bani pentru cazarea lor. În momentul de față avem nevoie de aproximativ 30.000 de euro pentru transportul nostru și cheltuielile de acolo și aproximativ 40.000 de euro pentru transportul prototipului. Mai sunt 3 săptămâni până la Olimpiada Solară. Casa trebuie asamblată în 9 zile, în alte 18 trebuie prezentată juriului.